Negociatoarea celebră. Domnul Cașu tot s-a rotat. El și-a rotat, el e obinut de Cașu și așa la lata lui ea, cu sali. Păi tocmai de asta, știți, unica ce eu îmi pare rău că la oameni intelectuali aduce capul să ofenseze oameni. Dar asta nu mă face față absolut. Poliția, dialog, citesc, dialogăm. Da, el are inteligență, e ca un acolo. Dar oricum nu o să eviti, unirea o să fie oricum o ocupare. S-a discutat, cu oficialii. Păi, dar și să și faci eu. Eu am avut pe oameni niște preoși. Singurii și niște muie, cei mai deșteaptă? Nu sunt cei mai deșteaptă. Eu încerc să vă duc la cal. Oricum, doamne, nu aveți dreptate. Nu aveți dreptate. Nu aveți dreptate. Sunteți salarizați din banii noștri, din care achităm impozit. Noi achităm impozitele, doamnă, 24% pe lună. Da, dar pe cine aperi tu, fată? Pe cine aperi? Pe cine aperi? Pe dumneavoastră, nu vă spuneți, de mult aveți să fie aici luptă și război. Duminica trecută, pe cine ai apărat? A mers până la anticorupție, ați fost măcar un polițist? Să vă fie rușine, nici un polițist nu a fost. Pentru ce să fie rușine? Am fost mașă de la Ștefan cel Mare până la anticorupție, dumneavoastră n-ați fost, nici el, nici el. Nu, că i s-a făcut la o doamnă rău și am așteptat ambulanța jumătate de oră din Piața Mare. Și am cătat poliția, ajutor să cheme ambulanța și n-am avut pe cine. Jumătate de oră n-am găsit un polițist, să vă fie rușine. Noi nu suntem ambulanță, doamnă, noi suntem polițiști, nu ambulanță. Am chemat ambulanță la telefon, după care am cătat poliției care să îi dea un mic de ajutor. Eu nu mă nervez, eu vă spun adevărul în față, că sunteți voi doi, sigur nu știți cine sunteți și ce vreți. Numai nu neapărați pe noi, apărați dictatura din țară. Doamne, eu vă dau așa o întrebare, să nu fi fost poliția, sâmbătă, duminică, pe 27, credeți-mă că aveți fie eu, cred că mai mare. Nu era să fie nimică dacă nu era șor, care cu două zile înainte l-a spăgat, i-a dat voie să batem pe ea. Dumneavoastră trebuie să păstrați cauză. Dacă voi nu ne dați voie să respirăm, nu ne dați voie să respirăm. Cu cine vă dăm? Cu cine vă voie să fie frații noștri în piață, să fim toți împreună? Cu cine vă dăm? Păi, dar de ce nu le-ați dat voie? Ce explicați? Vin autocari, fac un marș, care-i problemă? Marșul ăsta care l-am făcut. Păi, dar câți kilometri oameni? Dar mai câți kilometri? Nu ați câți kilometri ați făcut? Păi, noi am mers, că am fost nevoiți să mergem, dar dacă ei vineau în piață, nu era mai frumos? Și mai liniște. Da, și nu trebuie nici dumneavoastră să mergeți, nici noi. Păi puteți să faceți și acum mai liniște. Ia mergeți înapoi și vedeți câte persoane în vârstă stau pe scaune și nu mai pot deja. Vă pare rău, nu vă pare rău, nu vă pare rău. Nu aveți mamă, nu aveți frate, nu vă rog. Doamne, vă rog frumos, părinții mei, frații mei, nu i-am minat. Nu aveți, că dacă era să aveți, dacă i-aveți, dumneavoastră sunteți la o vârstă care ar trebui să vă dați seama că am și eu părinți. Pentru părinții mei, mama mea niciodată n-ar veni aici să facă așa cum faceți dumneavoastră. Degeaba, dar te-o crescut, să vede ce-o crescut. Mama m-a crescut și mi-a dat în carte foarte bine. Foarte bine, cum te-o crescut. Și eu, Zahar Dudaev așa zis, cel ce nu vrea să iasă de robie, merită robie dublă. Da, dar din păcate și noi să mă robie din cauza lor. Vrea să mă convinc.